Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Ne-am trezit cu noaptea în cap și eu și Rosi, nu ne lăsăm. Bună dimineața, Rosi! Și pornim la drum spre o nouă zi. O zi frumoasă, sper eu, pentru că sunt primele zile de toamnă, nu cedează încă căldura, în timpul zilei încă ne mai dă de furcă soarele, încă arde. Știe el ce știe, că urmează o perioadă incendiară, probabil pentru noi românii, că așa se întâmplă la noi, la români. Ori stăm într-o letargie continuă, ani de zile, și pormez, dintr-o dată facem ceva diferit. Dragii mei, a venit toamna, asta se vede, pentru că din momentul de când plecăm de acasă și până ajungem înapoi acasă, călcăm prin frunze, că așa e toamna. Pică frunza, dar e așa ceva nostalgic, începem să ne ducem cu gândul, cel puțin seriile ne duc cu gândul la perioada ploioasă care cu siguranță va veni și noi o să spunem ce bine era astă vară când era caniculă. Așa sunt oamenii, nemulțumiți mereu. Nu știu dacă toți oamenii sunt așa. Eu cred că există oameni care găsesc frumusețea în fiecare moment al vieții. De ce spun asta? Pentru că sunt oameni care reușesc să pună pe piatră, în muzică, pe o pânză, nu știu, orice găsesc la îndemână, arta cumva ia naștere din ceea ce noi trăim în fiecare zi. Povesteam cu invitatul meu înainte de emisiune despre ce înseamnă ziua, fiecare zi a vieții și cum o trec. Eu sunt tare curioasă ce simt artiștii, cum, egal ce artă fac, pentru că e clar că eu îi susțin în continuare, noi ăștia care nu avem niciun talent, că eu una povestim, nu avem talent și o să povestim în această dimineață. Cei care mă cunosc, e clar că știu foarte multe lucruri despre mine și știu că la mine talentul e o când scrie, acolo ne scrie talent, scrie pauză totală, nu avem. Dar găsesc mereu oameni lângă mine care să mă impresioneze și un astfel de om, pe care l-am întâlnit destul de des de când m-am întors acasă, când ne întâlnim în oraș, nu ne-am întâlnit într-un studio de televiziune de 3 ani de zile. Alături de mine, în această dimineață, un artist. Un pictor, dragii mei, Mircea Popițiu. Bună dimineața! Bună dimineața ție și telespectatorilor voștri! Știm cu toții că eu am mai spus aici lângă mine, în fiecare zi sunt două lucrări al domniei sale. Una am primit-o eu acum 3 ani în cadrul emisiunii Super Dimineața, foarte frumoasă emisiune, chiar mă uitam, au trecut 3 ani, în aprilie 2021 a fost emisiunea, iar cealaltă e a lui Nicol. Să știți că nu știu anul în care Nicol a primit-o. Dar știu că eu le-am păstrat cu sfințenie și când am creat cu Cori această sufragerie, am ținut cu tot din adinsul ca lucrările domnului Popițiu să fie aici. Pentru că ne dă o stare de bine. De câte ori îl întâlnesc, îți dă o stare de enjoy. Parcă îți dai seama că viața e frumoasă și că merită trăită. Cum e cu aia cu de la 40 de ani a trecut timpul mai repede? Zboară. De la 40 de ani timpul zboară. Nu știu când am ajuns la vârsta pe care o am acum. Și de când am venit în Deva, ia cât au trecut 24 de ani. Parcă ieri am venit. L-am întrebat pe invitatul meu de unde a venit și mi-a povestit că a venit de la Zalău. Iată ce mică e lumea, că a mai trecut o fată săptămâna asta
de acolo din județul Sălaj, pe aici pe la noi prin studio, prietena lui Vlad Lință, Iulia Sârbu, și ea vine tot din zona. Frumoasă zona. Frumoasă, e super frumoasă, fantastic de frumoasă, cu oameni frumoși și pe care nu poți să o uiți indiferent în ce parte a țării sau a lumii te-ai duce. Să știți că vă dau dreptate. Eu am fost căsătorită cu, la un moment dat în viață, numele de Popie, de origine de acolo, nu e al meu, e a fostului meu soț. Socrul meu s-a născut în satul Chendremal, comuna Zimbor. Foarte frumos și Dumnezeu să-l odihnească, nu mai e printre noi. Și prin prisma celor 11 ani de căsătorie, să știți că am vizitat de foarte multe ori zona, chiar de foarte multe ori, pentru că în 96, când eu m-am căsătorit, bunica soțului meu mai trăia și mergeam foarte des acolo și mereu am fost impresionată de acea zonă. Și astăzi vă înțeleg nostalgia casei. Cum se spunea, că mi-ați spus înainte, trebuie să le spuneți telespectatorilor. Eu m-am născut la Bocșa. Așa? Și în copilărie meream la Zălau. Da, la foarte. Zălau. Ați purces de acasă, ați ajuns undeva acum 24 de ani, dacă am reținut eu bine în minte. Era la momentul respectiv deva, spuneam noi, sau spun invitații mei, nu spun eu, eu nu eram în timpurile acelea la deva, dar era un oraș mic, boem, un pic diferit față de astăzi. Era un pic diferit când ați venit la Deva, cred. Lumea mai mergea la teatru, mai mergea la operă, mai venea la galerie, mai... Greu. Să sperăm că lucrurile se vor schimba cumva și eu și Rosie promitem să nu cedăm și să rămânem aproape de dumneavoastră. Fiecare speră și trăiește cu speranța că va fi mai bine și poate că nu o să dureze mult până când se așează lucrurile și în orașul nostru. Da, să sperăm că lucrurile vor reveni. Vorbeam cu prietenul nostru Mihai Panaitescu și actorii teatrului de artă din Deva și cei din Sighișoara. Știți că începe stagiunea, ia start, se deschid porțile teatrului în 6 septembrie. Apropo, nu uităm, ne vedem la teatru. În 6, Blinding Love, iubirea asta oarbă, să vedem dacă e oarbă sau nu, și cu fluturii și cu arta și cu tot povestim. Și ei trec prin aceeași senzație, cumva noi oamenii, prinși de problemele cotidiene, parcă de multe ori uităm să aruncăm o privire către frumos. Eu simt cel mai bine lucrul ăsta pentru că în urmă cu aproape 6 ani, când am dat naștere galeriei EM Art în centru istoric, văd zilnic oamenii care trec și parcă sunt închiși și nu vor să intre într-o galerie de artă. Și asta demonstrează că ori au probleme foarte mari, ori încă nu înțeleg ce înseamnă o galerie de artă. Păi, dacă tot am ajuns, am fost ieri la dumneavoastră la galerie, mea culpa, trec pe acolo de nenumărate ori și eu la fel, odată n-aș arunca o privire, deci cumva parcă prinși de vârtejul ăsta al cotidianului, uităm să aruncăm privirea spre frumos. Am avut așa, ieri nu v-am întrebat, am făcut un filmuleț, l-am trimis lui Rosie, parcă ați micit spațiu sau mi s-a părut mie? Nu. Atât a fost de la început, practic în acel spațiu. Am și un spațiu și mai mic în care, în timpul meu liber și în timpul în care nu sunt vizitatori în galerie, încerc să creez miniaturi sau diverse lucrări.
Dar să știți că experiența celor aproape 6 ani în care am expus peste 60 de artiști, zic eu, bine cotați, au demonstrat sau mi-au demonstrat că spațiul e ideal, pentru că un artist care se prezintă într-o galerie foarte mare are nevoie de foarte multe lucrări și atunci nu poate să-și facă o selecție corespunzătoare. Ori spațiul meu este exact spațiul în care, indiferent că este sculptor sau pictor, poate să aducă ce are mai bun din ceea ce a creat. Deși, ca artist, îți vine foarte greu să te desprinzi de o lucrare sau de alta sau să faci tu selecția. Dar spațiul este ideal, zic eu. Mulțumesc, Rosi, pentru filmuleț. Într-adevăr, ieri când am intrat acolo, dragii mei, e chiar pe capătul pietonalului vis-a-vis de clădirea Consiliului Județean, în centru pietonal, centru istoric, cum a spus domnul Mircea Popițiu. E foarte ușor și să știți că intrarea e liberă. Vis-a-vis de Biblioteca Județeană, vis-a-vis e cel mai ușor. Biblioteca Județeană, da. Acolo unde se întâmplă toate lucrurile, că acolo pe capătul centrului se întâmplă toate lucrurile bune, sperăm noi în vremurile noastre. Mă sperăm că se mai întâmplă și în capătul ăsta. Centrul ăsta pietonal, ieri mi-am dat seama, primăria e într-un capăt, Consiliul Județean în cealaltă. Ar trebui la un moment dat să se întâmple ceva bine, că dacă vine binele din ambele părți, doar, Doamne ajută, se întâmplă ceva bine în orașul ăsta. Să sperăm că da. Mergem la crearea galeriei și rămânem în atmosfera. S-a tot spus, sunt convinsă că ați spus și în interviuri și în reviste. Știu că la un moment dat ați publicat tot felul de materiale, dar haideți să ne aducem aminte, că au trecut totuși foarte mulți ani, uite, 3 ani și ceva, de când nu ne-am întâlnit într-un studio. De ce M-Art? De ce nu alt titlu? Pentru că pentru mine nepoatele pe care le am înseamnă foarte mult și atunci am luat inițialele de la nepoțica cea mare, Eva, și de la nepoțica mică, Mara. Cea mare de la fiică mea și cea mică de la băiat. Mi s-a părut. Și căutând pe internet să văd diverse titluri de galerie, după multe căutări, am găsit o singură galerie în Statele Unite ale Americii care are aceeași denumire. Am vrut să fie și ceva unic, de atât că nu s-a putut. Una din nepoțele duce mai departe arta. Eu cred că amândouă au talent sau aptitudini, dar mai mult am lucrat cu cea mare și cred că, deși numai timpul poate să-mi dea un răspuns dacă vor duce sau nu vor duce. M-aș bucura, evident, ca una din ele să ducă mai departe. Acum, nu știu cu ce fac părinții nepoțelelor, dar știu că bunicii amândoi, și o salutăm aici pe doamna Popițiu, sunt doi oameni îndreptați cu toată atenția către cultura noastră românească, că o știm cu toții pe doamna Popițiu, nu cred că e nevoie să spunem prea mult, o salutăm cu drag și sper să ne vedem curând aici la Dale Dimineții, să ne povestească ce se mai întâmplă prin istoria noastră, că vorbim cu un om care știe despre ce e. Și fără care n-aș fi putut să fac nici artă și nici galerie și nici revistă, pentru că susținerea cea mai mare o am din partea soției, evident. Fără susținerea ei, nu știu dacă aș fi reușit. Poate și pentru că noi bărbații suntem mai de lăsători, dar întotdeauna am simțit și susținere și impulsuri care m-au făcut să merg mai departe. Și bărbat și pictor e combinația perfectă? Nu e. Dar e ceva care scoate frumosul, dragii mei.
pentru că de fiecare dată când ne îndreptăm ochiul către lucrările acestor oameni, și când vorbim de doamna și când vorbim de domnul Popițiu, o salutăm și sperăm să o vedem curând alături de noi, să ne povestească care ce. Acolo o să tac, în emisiunea o să tac. În această dimineață vreau să le întrebăm cât las... Nu am talent de nicio culoare. Nu, fiecare are talent. Nu am, sunt total... Atât și povestim de. Cine mă cunoaște. Emisiunea este live pe Facebook, YouTube, colegii de la, cu care am copilărit știu despre ce vorbim. Nu mai țin minte, îl chema că probabil nu mai, că era destul de... Henegar sau Henegar, profesorul meu de desen, de la Generale 3. I-a fost profesor și mamei mele. Și ne dădea temă pentru acasă. Și îmi zicea, astăzi spune-i mamei tale că primește nota 9 pentru că a făcut următoarea greșeală. Adică el știa că lucrările sunt făcute de mama. Pentru că îi recunoștea, mama are talent, mulțumesc la Dumnezeu, dar nu s-a lipit nimic de mine. Și tata are talent, dar nu s-a lipit nimic de mine. Și ajungem la întrebarea... Acum, eu știu deja din prima emisiune că prima dragoste... Și să știți că și la mine e la fel, aici ne înțelegem. Da, îmi trimitea o prietenă în 2015, septembrie, am fost împreună la mare și îmi trimitea ieri o amintire. Da, să știți că nu la fel de curajoasă să o înfrunt ca dumneavoastră, dar și la mine prima dragoste a fost Maria. Dumneavoastră... Nu, la mine prima dragoste a fost totuși arta. Arta? Pentru că în anul întâi la liceu pedagogic din Zălau am avut un profesor foarte bun, cred că am mai spus-o și în alte emisiuni, pe Sabo Vilmoș, care era proaspăt absolvent al Facultății de Arte din Cluj, un om deosebit și absolvent printre primii. Deși atunci e greu să spui printre primii, pentru că erau foarte puțini în promoție. Corect. Dar ne-a selectat pe câțiva dintre colegi și a creat cercul de pictură. Și primul contact cu un artist adevărat a fost atunci cu Sabo Vilmoș. Dar cum ați ajuns totuși la dragostea Maria din Zalău? Eu aș înțeleg. Asta e frumusețea, cum am ajuns. Păi aveam o prietenă care își dorea să se căsătorească cu un ofițer de marină. Și nu atunci, pot să cred. M-am dus la marină și povestea s-a stins și eu am rămas în marină. Dar dragostea se stinge încet, încet. După 24 de ani te duci cu drag la mare cu nepoata, te joci și atât. Nu mai e. Nu. Deși revin ori de câte ori mă năpădesc amintirile, pentru că oricât aș încerca eu să arat că sunt puternic și că nu mai e dragoste, te năpădesc amintirile, ori de câte ori vorbești cu colegi, ori de câte ori intri în contact cu imagini și atunci modul meu de a-mi stinge dragostea este să o pun pe pânză mare. Marea Delta, foarte mulți ani și în Delta. Câți ani ați navigat? Păi din 80 doi până în mulțumesc, 2000. Rosi. 82-2000. Nu mai facem socoteli. Da, nu, că s-ar putea să mai și greșim după o anumită vârstă. Azi mâine voi face 65 de ani. Mulți înainte. Și ca să pot merge înainte, încerc cât mai mult să nu privesc în urmă. Asta e secretul? Da, așa va trebui să fac și eu? Neapărat, pentru am că înțeles. Altfel nu poți să mergi înainte. Privind în urmă, n-ai să poți să mergi înainte. Și în timp ce noi povestim, uite, 2022, vedem acolo semnătură, încă mai avem vele, încă mai avem bărci, încă mai avem pe simeze amintirile domnului Popițiu din...
O lucrare foarte mare care a fost expusă la Muzeul de Artă din Cluj. O lucrare dragă sufletului. Și mergem mai departe, Rosimi, mai rulăm să ne mai povestească câteva despre câteva tablouri. Nu se întreb, asta e în momentul ăsta în galerie această lucrare, eu am văzut-o ieri, greșesc? Cred că da. Da? Da, e ceva lucrări să... care au fost expuse la Muzeul de Artă în Cluj, la Muzeul Unirii Iași, așa. Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva, din Deva. La Magna Curia, pe Simeon. Constanța, Muzeul Marinei, Muzeul Civilizației Dacice și Romane. Am avut câteva expoziții de amploare în miniaturi care pleacă cel mai ușor spre mulțumirea și satisfacția mea de când am deschis galeria. Este că foarte mulți deveni plecați în... Nici nu-ți poți imagina în câte puncte ale globului sunt plecați, pleacă cu câte o miniatură și asta mă bucură cel mai mult. Uneori ți-aduce amintește casa bunicilor. Și ne întoarcem la mare. Și ne întoarcem iar la mare. Da. Care e... Eu aș întreba. Acum știu că foarte puțini artiști spun care... Am întrebat și... sculptori și care fac muzică, care creează, care e lucrarea cea mai dragă, adică mai apropiată de... Eu sunt convinsă că le iubiți pe toate. Nu, fiecare iasă dintr-un sentiment de iubire și de dragoste pentru împletirea aceasta frumoasă a lucrărilor. E foarte greu să spui care lucrare. Dar una tot vă e la suflet, mai dragă așa sau măcar care a fost cea mai grea? Care v-a dat bătaie de cap? Cea mai dragă, acum mi-e portretul nepoatei la care lucrez de vreo 3 ani de zile și spre rușinea mea și nemulțumirea ei, de fiecare dată când vine, mă întreabă, bubule, n-ai terminat portretul? Cea mai dragă aia mi este. Am înțeles. Și cea mai grea, cred că. Și cea mai grea, da. Cred că și cea pentru mai că grea. Ea crește, se schimbă și... Da, și eu nu pot să ajung acolo unde aș vrea. Și atunci lucrez. Eu m-am uitat peste poze, n-aș fi putut să aleg o lucrare, să zic, asta m-a impresionat cel mai mult. Bine, alea cu Marea mă impresionează foarte multe cel lucrări mai mult. Care sunt vizualizate acum, sunt plecate în colecții particulare sau în muzee. Mi s-a aprins un beculeț. Cred că una dintre lucrările foarte dragi, deci una dintre lucrările foarte dragi, este o lucrare donată la muzeu fără soția mea. A trecut prea repede. Fără soția mea n-aș fi putut să fiu ce sunt astăzi. Deci avem... Anul acesta am făcut 40 de ani de căsătorie. Ce frumos! Vă dați seama că mult mai mult decât am stat la mare, așa că dragostea care e permanent lângă tine nu se uită. Dragostea... Unde e poza? Unde ați fost plecați? Cred că e la Timișoara acolo, la un festival al florilor. În Parcul Trandafirilor, foarte frumos, da. N-am fost sigură că e de acolo. Timișoara, da. Timișoara. Am zis, întreb să nu fac. O salutăm, e o femeie minunată. Și cu foarte multă răbdare, deci, mai ales spuneam? Cu noi ăștia anti-artă. De-a dreptul, noi ne-am întâlnit prin prisma meseriei mele. Beculețul, rămânem la beculeț. La beculeț. Una dintre lucrările dragi, cred că este lucrarea pe care am donat-o Muzeului de Artă din Cluj, după prima expoziție pe care am avut acolo și pe care, după un an de zile, am revăzut-o pe un afiș cu artiști, cu... într-o expoziție colectivă cu artiști care au donat lucrări la Muzeul de Artă și nu știu, am așa ceva aparte pentru ea, chiar o lucrare deosebită. Cât la sută dintr-o lucrare de a lui Mircea Popițiu e talent, cât e tehnică și cât e iubire? 100% iubire. Și restul? Restul,
un pic de talent, un pic de tehnică. Fără iubire și fără dragoste nu poți să faci nimic. Pentru artiștii ăștia tineri care merg la arte, studiază liceul de arte, pe urmă facultatea de arte și vor să plece în zona asta de pictură și artă vizuală, să spunem așa. Câtă nevoie au de tehnică efectiv? În primul rând, trebuie să stăpânească tehnica. Tehnica trebuie să o stăpânești, pentru că fără ea nu poți să scoți ceea ce, să pui pe pânză ceea ce simți. E nevoie de tehnică, nu poți să faci numai dragoste, glumesc. Ideea este că n-ar trebui să treacă nepăsător pe lângă galeriile de artă, n-ar trebui să iasă fără o carte de specialitate din librărie, n-ar trebui să lase o clipă să treacă aiurea fără să muncească. Iar poate că mă repet, când am terminat facultatea de artă, șeful catedrei mi-a spus: nu-ți tăia urechea că nu o să fii Van Gogh, nu te îmbăta ca Modigliani că nu o să fii, să mori în zăpadă, că nu o să fii celebru, nu-ți faci mustățile ca Dali că nu o să fii Dali, muncește, citește, nu ierta nicio galerie, nicio expoziție. Și chestia asta o simt pentru că peste 60 de vernisaje am făcut în cei 6 ani. Peste 60 de vernisaje și, cum am spus, foarte mulți artiști celebri am avut în galerie și mi-aș fi dorit ca tinerii, artiștii, nu neapărat tinerii, pentru că indiferent la ce vârstă ajungi, contactul cu alt artist nu neapărat te dezvoltă, dar în lucrările celuilalt poți să vezi greșelile tale. În lucrările celuilalt poți să vezi ceea ce ar trebui tu să faci. Deci e o experiență. Ori, din păcate, absența artiștilor la un vernisaj e cel mai dureros lucru. Dar cum am spus, eu m-am împăcat cu toată lumea, încerc să mă împac și cu mine și merg înainte, pentru că mai așa de puțin din călătoria asta pe care o avem noi pe pământ, încât trebuie să profităm de fiecare moment. Cum se împacă un artist cu el însuși? Greu. Nemulțumit tot timpul, fericit foarte puțin, ambițios, uneori egoist, ceea ce nu e bine, dar eu nu te las. De ce are nevoie un artist în primul rând în viață? Degeaba ai talent, degeaba iubești, dacă n-ai pensule și materiale să lucrezi, numai cu talentul și dragostea nu poți să faci nimic. Are nevoie de o susținere. Societatea poate că ar trebui să ne înțeleagă altfel. Suntem ciudați uneori, aiuriți de multe ori, visători întotdeauna. Are nevoie de liniște, are nevoie de frumos, are nevoie de înțelegere. Simțiți în cariera dumneavoastră că undeva s-a rupt legătura între cei care creează artă, nu doar pictură, de orice fel de artă, și ceilalți oameni? Adică am ajuns să ne, așa știți cum sunt clasele sociale, de mijloc, de sus, am început să ne rupem undeva în anii ăștia. Înainte de pandemie, mi se părea că m-am uitat și la afișele pe care mi le-ați trimis din expozițiile din galerie. Nu știu de ce am impresia că înainte de pandemie parcă eram mai aproape unii de alții. După pandemie, parcă lucrurile s-au schimbat. Dumneavoastră, ca artist, ați simțit ruptura asta sau e doar evident, în mintea mea? Evident că se simte ruptura. Se simte ruptura și între artiști. Nu neapărat între artist și public.
cetățeanul de rând e apăsat prea mult de grijile zilei, trecem printr-o perioadă la nivel universal, trecem printr-o perioadă dificilă și asta lasă amprenta asupra tuturor, se reflectă și în, de multe ori și în lucrările artiștilor. Poate că nu-i rău nici asta. Poate că asta ne va face să mergem înainte. Eu sunt o fire optimistă. Încerc să înțeleg și pe cei care trec pe centru istoric și nu intră în galerie cu copilașii și merg așa parcă necăjiți cu privirea în pământ și îi văd uneori pe copilași rămânând cu capul în urmă. Eu, ca să atrag atenția, uneori pun o muzică care te face să întorci capul și durerea mare e când copilașul zice: uite, mami, tablouri! Și ea zice: hai, vino odată! Dar trebuie să înțelegem. Nu că găsesc o scuză. Să știți că noi, ăștia crescuți, parcă în sistemul acela ciudat. Uite, am făcut diferite emisiuni de când m-am întors acasă cu diferiți oameni care vin din urma celor anii a comunismului, că vrem, nu vrem, e o realitate pe care am trăit-o. Anii în care arta nu a fost chiar pe primul loc la școală, să spunem așa, care nu era talentat și nu a luptat așa ca dumneavoastră, pentru că sistemul n-a fost chiar, sistemul ăla n-a fost de acord cu dumneavoastră, sistemul ăsta nu e de acord cu dumneavoastră, mereu sunteți împotriva curentului politic. Doar că sistemul ăla a lăsat o amprentă urâtă asupra multor artiști. Ah. I-a obișnuit cu să primească totul de-a gata. Care era în atenția. Dacă ești un artist cu adevărat, atunci trebuie să găsești și singur o soluție ca să poți să creezi, ca să poți să mergi mai departe, ca să te dezvolți, ca să te expui. Nu poți să aștepți numai, nu poți să stai numai cu mâna întinsă. Evident că e nevoie de proiecte culturale în care să fim susținuți financiar, de primărie, de Consiliul Județean. Unii chiar sunt susținuți. Dar eu îi admir foarte mult și pe cei care o fac cu propriile forțe. Am avut artiști și vă pot da exemplu pe Cristian Paraschiv, care este de foarte mulți ani în Franța. În 1986 a fost respinsă o expoziție Strunga. A tăcut din gură, a învățat mai bine și la facultate a primit o bursă în Franța. A plecat în Franța, a rămas definitiv acolo și acum este un artist foarte apreciat, unul din inițiatorii grupului Prolog. Îl dau exemplu pe el pentru că a demonstrat că singur poate să facă. Eu pe acești artiști îi admir. Nu pe cei care numai se plâng sau așteaptă să stea cu mâna, sau stau cu mâna întinsă. Am avut pe Paul Stoica în Spania. Cred că plângeți dacă îi vedeți acoarelele. Am avut-o chiar în prima expoziție din galerie și îmi place să povestesc chestia aceasta pentru că am găsit foarte greu un artist care să expună în prima expoziție. Toți mă întrebau: cine a mai expus? Dar ce galerie? Dar ce spațiu? Ori Elena Drăgulelei, pe care o salut dacă o să aibă ocazia să vadă emisiunea și o îmbrățișez cu tot dragul, Elena m-a întrebat: Mircea, când vrei să expun? Și am zis: cât mai repede. Și mi-a zis: pe 5 decembrie, e bine? Și acătă pe 5 decembrie am reușit să deschid prima expoziție, cu greu. Pe urmă, am avut artiști din Polonia. Am avut alți artiști din România foarte buni. Nu pot să enumăr pentru că i-aș uita pe careva și s-ar supăra. Și s-ar supăra. Dar îi îmbrățișez pe toți că fără ei n-aș fi putut să fac. Și mă bucur că în centrul istoric există un
există altceva decât second sau terasă. Nu că nu mi-ar place și mie să stau la terasă, dar totuși o galerie aduce un plus de valoare orașului. E clar, adevărul e că de fiecare dată când mergem în orașele mai dezvoltate puțin, adică mai aranjate, să spunem așa, galeriile de artă ies în evidență. Și nu numai. De exemplu, sunt muzee care au o secție de artă. Sunt muzee care au spații speciale pentru expoziții de artă. Am expus la Bruckenthal, spațiu extraordinar. Palatul Parlamentului, spațiu extraordinar. Noi nu ne putem compara, dar eu zic că s-ar putea găsi soluții ca și în orașul nostru să avem o galerie de artă sau, dacă nu, chiar o secție de artă unde sunt atâtea lucrări care există în depozite și ar putea să fie o galerie permanentă și un spațiu. Și poate că o să le descoperiți dumneavoastră, că e rolul dumneavoastră a jurnaliștilor să le găsiți. Da, eu vi le voi șopti după emisiune și dumneavoastră să mergeți să faceți un interviu acolo, la fața locului, și poate reușim să avem și noi în oraș așa ceva. Nu e suficient o galerie susținută de Consiliul Județean. Da, vorbim de Galeria Forma. Cu uși închise. Da, Galeria Forma, felicitări pentru activitățile lor. V-am spus, m-am împăcat cu toată lumea și încerc să mă împac și cu mine. Dar sunt spații care sunt moarte și ar putea fi folosite într-un scop mult mai nobil. Da, sperăm la o renaștere. Eu chiar, uite, jurnal de bord al lui Mircea Popițiu. Da, expoziția care am avut-o anul trecut la Muzeul Unirii din Iași, chiar în urmă, exact un an în urmă mi-am strâns lucrările de acolo. A fost o expoziție frumoasă, 36 de lucrări. Mulțumesc domnului Tofan, profesor Tofan, care mi-a deschis expoziția. Mulțumesc muzeului, care a fost extraordinar. Mulțumesc ieșenilor care, spre deosebire de Deva, au fost într-un număr foarte mare. Și am rămas impresionat pentru că văd că în orașul nostru ori am bătrânit de tot, ori e neglijat sau a fost neglijat de tot, dar sper cu noua formulă de conducere să intrăm pe un nou făgaș, să... Da, eu am făcut o emisiune, acum râdem, glumim, am zis că nu intrăm în politică, am făcut o emisiune. Dar nici nu-mi place primar, politica, da, și la ora asta ar fi culmea să facem politică. Dar cum? Numai că sunt legate, dar Rosi dreptate, din păcate, politica e în noi, în toate, până la urmă, nu vrem, nu vrem. Sperăm, eu am făcut o emisiune cu domnul Lucian Rus, primarul ales, care va intra în toamna asta. Îl salutăm cu ocazia asta și îi dorim vânt din pupa din partea noastră. Da, e adevărat. El e devian, născut, crescut aici și aduce și el aminte de acel oraș boem și el a realizat, e tata a doi copii, parcă își dorește altceva pentru copilaș, deși putea să ia calea capitalei, pentru că el a început o carieră foarte frumoasă de prin ministru, secretar de stat, diplomat, omul putea să o pornească într-o altă direcție, dar a ales să vină înapoi acasă și să sperăm că lucrurile cumva se vor schimba. Dacă va avea o echipă corespunzătoare, acum m-ați provocat. Da, vrem, nu vrem, facem și un pic de politică. Nu trebuie să-l judecăm pe un primar. Da, trebuie să-i judecăm pe cei echipă care sunt în jurul lui și care îl sfătuiesc, și dacă echipa e plimbăreață cu mâinile în buzunar... Acum, da, dar dacă omul își dorește ceva, eu sunt de acord până la un punct cu echipa. Tot povestesc, și ieri povesteam cu prietena mea, Lavinia Stănescu, o salut dacă se uită la emisiune. Dar e adevărat asta cu să-ți alegi echipa. Nu contestă nimeni. Dar când vezi că într-un timp de
3 luni, 6 luni, echipa ta nu dă înainte. Tu vei... Dacă liderul, dacă cel care e în fruntea echipei nu are o dorință, și aici nu am o dorință de bine, dacă de schimbare. Dacă comandantul navei nu strunește echipajul, nava nu merge înainte. Mulțumesc! Și v-am salvat! Mulțumesc mult de tot! Rămânem ancorați în povestea frumoasă de viață, trecem la o politică mai veche, dragii mei, pentru că așa, o politică din istorie. E săptămâna dedicată lui Avram. Tot anul e dedicat lui Avram Iancu. Ziua de mâine și de poi mâine e dedicată lui Avram Iancu prin invitații pe care am și Țebia implicit, dar nu întâmplător spun asta, pentru că avem un filmuleț cu o pictură care a ajuns într-un liceu și pe urmă povestim și despre alte câteva imagini și pe urmă pe sonor Rosi noi o să povestim, să vedem despre ce este vorba. Ați fost răbdători, încă un prilej de mare bucurie pentru liceul nostru, un cetățean al comunei Bocșa, domnul Mircea Popițiu, a realizat o pictură pentru liceul nostru. Este vorba de tabloul care îl reprezintă pe voievodul Mihai Viteazul. Anul acesta este un dublu prilej pentru că este și ziua națională, dar și aniversarea scăunării lui Mihai Viteazul. Anul acesta se împlinesc 430 de ani de când Mihai Viteazul a ajuns pe tronul de domnie al țării românești. Cu acest prilej vom inaugura colțul oficial al liceului nostru. Aveți aici viziunea școlii, de asemenea misiunea școlii, în care, cu onor, doamna director o să dezvelească acest tablou. În aplauzele dumneavoastră vă rugăm să... Foarte impresionant, foarte la sufletul meu, material pe care am vrut să-l dau, să-l arăt telespectatorilor, să le bucur sufletele. O lucrare, presupun, de suflet pentru dumneavoastră, că s-a dus acasă la dumneavoastră. Da, întâmplarea a făcut ca într-una din zile liceul Mihai, un grup de profesori și elevi de la liceul Mihai Viteazu din Zalău să viziteze Deva. Și m-am trezit în fața galeriei. Vă dați seama că emoțiile au fost așa de mari încât nu știam ce, aș fi fost în stare să le dau toate lucrările din, dacă ar fi fost lucrările mele pe simeză, le-aș fi dăruit lor pe toate, dar i-aș fi nemulțumit pe mulți. Și atunci am promis doamnei director care conducea grupul, am promis că o să le realizez portretul voievodului Mihai Viteazu și m-am ținut de cuvânt. Și a fost o bucurie fantastică și pentru mine și pentru ei. Deci a fost o donație pentru un liceu dintr-un oraș drag mie. Un oraș în care în adolescență au fost primele iubiri, un oraș în care am deschis ochii pentru prima oară în lume, cum se zice. Ce frumos! Câte portrete istorice ați realizat? Ați ținut socoteala vreodată? Vă zic, pot să vă spun cei în apropiere. Matei Corvin, Avram Iancu, apropo de... L-ați pictat pe Matei Corvin? Da. Deci Matei Corvin, Avram Iancu. Unde e expus Avram Iancu? N-aș putea să vă spun. Într-o perioadă era în Consiliul Județean. Acum nu știu. Am putea să punem întrebări, eu sunt curioasă. Nu știu. E greu să ții socoteala și memoria la o anumită vârstă, vrei, nu vrei, îți face figuri. Eminescu, Creangă,
am realizat așa. Și ultimul portret pe care l-am făcut, l-am făcut tot așa cu drag, pentru că unul din colegii mei din marină, care a ajuns amiral și îi transmit vând în pupa, cu siguranță el va vedea emisiunea, e născut în comuna Boroaia, județul Suceava. Comuna Boroaia este comuna cu cei mai mulți generali. Ia auzi. Da. Și totul se datorează unui învățător care a fost primul dascăl în sat și a format primii oameni adevărați. Și în ultima perioadă s-au gândit că ar fi bine să facă un muzeu dedicat învățătorului, în care s-au adunat obiecte vechi, lucrări de ale învățătorului și așa mai departe. Și atunci colegul meu m-a rugat să-i fac portretul învățătorului. După o poză foarte veche, dar portretul în final a ieșit fain și l-am donat la fel cu tot dragul, pentru că am avut foarte mulți colegi din marină, nu numai pe amiralul Condur, născuți în comuna Boroaia. Deci, dragii mei, există comună Boroaia, am aflat în dimineața asta, să o mai pomenim. Când te-ai născut acolo, ce ești de meserie? General. Adică comuna cu cei mai mulți generali, da. Ce ești de meserie? General. O comună fantastic de frumoasă și cu un primar care chiar este gospodar, adevărat. Ce frumos că auzim că sunt Moldova noastră. Bucovineni. Nu, nu, se supără dacă le spunem moldoveni. Ei sunt bucovineni. Am mai auzit povestea asta cu Bucovina și cu Moldova. Na, nu înțelegem. Poate găsim vreun invitat care să ne explice. Uite, un subiect care rămâne. Noi rămânem ancorați în cele 3 minute pe care le mai avem. O să nu trec, vreau totuși să aflu în foarte scurt și pe urmă o altă întrebare și gata, s-a terminat. Vedeți, ce repede trece. Ce simte un artist când începe să picteze o bucată de istorie? Că e un portret, că e... Se întorce în timp. Da. Se întoarce în timp. E ca și atunci când ai face o icoană și te cureți sufletește, te zmerești și ai o altă stare. E o stare deosebită. Mi-a fost frică să întreb. Ați pictat icoane? Da. Ultima am donat-o în ianuarie unei biserici de aici din Deva. Și în urmă cu 4 ani am donat-o la primărie și... Mă bucur că mi-a ascultat gândurile. Doamne ajută! Doamne ajută! Mai avem probabil 2 minute din emisiune. Ce-și dorește artistul? Nu-l întrebăm ce planuri are, că mi-a împărtășit ieri când ne-am întâlnit la galerie. Nu ne spune. Își dorește să vadă dimineața pe la 3-4 vâslind măturătorii pe străzile orașului. Își dorește să vadă oameni bucuroși cu fețe vesele pe stradă, își dorește să-ți vadă nepoții cât mai mari, își dorește multă sănătate și își mai dorește ca la anul când împlinește 65 de ani să facă o expoziție frumoasă într-un loc deosebit. Doamne ajută! Doamne la, ajută. La ultima vă putem ajuta, cred că, măcar cu gândul și cu vorba și cu... La toate cu gândul! Astea, cu 65 cu gândul suntem alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Salut telespectatorii, Adriana Furcă, mulțumim, doamna Adriana, pentru mesaje. Vasile Ena ne spune, bună dimineața, zi frumoasă, Nea Vasile, bună dimineața. A Petri Radu ne scrie, Adrian Mureșan este live. Radu, dragă, am primit poza, am văzut și postările, o să revenim într-o emisiune cu Nenea Perabulz, care a primit ieri o diplomă, o să lărgim subiectul, să vedem ce diplomă și a fost ceva primit la Episcopia de Veieri și vedem despre ce este vorba. Mulțumesc, Radu, că mă ții la curent. Doamne ajută, Nenea Pera, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Tot un artist, un om minunat. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc dumneavoastră și colegului care se străduie să ajungă semnalele așa cum trebuie la telespectatori. Vă doresc vânt din pupa emisiunii dumneavoastră și postului de televiziune și vă aștept în galerie la evenimente.
Mulțumim mult de tot. Eu sper măcar să trec să vă salut. Poate îmi fac din asta un obicei, să intru mai des în galerie și să mai reușesc să mai împingem oamenii spre frumusețea culorii. Că e, în momentul în care intri acolo, parcă descoperi o altă lume. O lume a lui Mircea Popițiu. Dă-i cezarului ce al cezarului atât cât trăiește și cât e lângă tine, când poate să-ți împărtășească prin viu grai despre lucrări, despre lucrările domniei sale și nu doar, și despre lucrările altor artiști care vin și expun în galeria M Art. Zic bine? Da. Ai cam nimerit-o în dimineața asta. Dragii mei, mâine dimineață ne vom revedea aici la Deale Dimineții, la Hunedoara 1 TV, cu un profesor de istorie de data aceasta, îl cunoașteți. E și vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara, domnul Alin Țambă. Dar mâine dimineață, alături de noi, aici la Deale Dimineții, o să-l rugăm să ne povestească despre o lecție de istorie pe care domnia sa ar dori să o predea copiilor, în cazul în care ar fi la clasă. Nu e, dar am putea să facem o călătorie mentală și să fim elevi și să vedem ce a rămas nespus, ce am putea spune, cine e de fapt Avram Iancu, nu cine a fost, cine e astăzi. Pentru că cine a fost știm, putem citi, vedea în filme. Cine e astăzi Avram Iancu? Nu, de multe ori nu greșesc. Sunt spunând lucrurilor pe nume, unora nu le cade bine. Dar Avram Iancu e astăzi pentru noi o figură istorică, puternică. Poate că mulți dintre noi ne-am putea regăsi în el. Dacă e așa, dacă nu e așa, vom vedea mâine dimineață. Până mâine dimineață eu vă spun simplu, dragii mei, așa cum artiștii dăruiesc și la un moment dat primesc înapoi și spun asta, pentru că altfel n-ar mai putea crea, iubirea, dăruiți-o celor de lângă voi, fiți buni, pentru că Dumnezeu, într-o zi, îți va întoarce înzecit dragostea pe care o dărui. Corect, nu? Corect. Vă iubesc? Și din suflet, vă pup și eu.